Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Alexandru Petrescu și vă invit să urmăriți cele mai noi informații ale zilei. Angajații din cadrul ISU Vâlcea au fost solicitați în data de 5 aprilie în jurul orei 9 pentru un accident rutier produs pe DN7 în localitatea Câineni, sat Robești, unde un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. În data de 5 aprilie, în jurul orei 9:30, angajații din cadrul ISU Vâlcea au fost solicitați pentru un accident rutier produs pe DN7. În localitatea Câineni, sat Robești, un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. Din datele apelantului a rezultat că era vorba de 3 victime. La fața locului au fost trimise 2 echipaje ale ISU, un echipaj smurt și un echipaj de stingere cu apă și spumă și încă 2 echipaje ale SAJ. Traficul rutier nu a fost afectat, se circula pe ambele sensuri de mers. Angajații din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea au fost solicitați în această dimineață pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN7 în localitatea Câineni, satul Robești, unde un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. În urma producerii accidentului, conform spuselor apelantului, au rezultat 3 victime. La fața locului au fost trimise 2 echipaje ale ISU Vâlcea, un echipaj smurt și un echipaj de stingere cu apă și spumă și încă 2 echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. Sosiți la locul intervenției, salvatorii au identificat 3 victime, din care 2 conștiente cu leziuni ușoare și încă o victimă, un bărbat care se afla în stop cardiorespirator. Imediat s-au început manevrele de resuscitare. Din păcate, decesul acestuia fiind declarat după mai bine de jumătate de oră de la începerea manevrelor. Sosite la locul intervenției, echipajele au identificat 3 victime, 2 conștiente și una în stop cardiorespirator. Din păcate, în ciuda eforturilor de resuscitare ale echipajelor, bărbatul găsit în stop cardiorespirator a decedat. În urma discuțiilor purtate de primarul Mircea Gutău cu reprezentanții asocierii de firme câștigătoare a licitației pentru execuția tronsonului 2 din autostrada A1 Sibiu-Pitești, constructorii turci au transmis primăriei municipiului o animație ce descrie cum va arăta segmentul Boița, Cornetu și care vor fi principalele lucrări ce urmează a fi executate. Primarul Mircea Gutău a purtat mai multe discuții cu reprezentanții firmei turcești câștigătoare a licitației pentru execuția tronsonului 2 din autostrada A1 Sibiu-Pitești, care va traversa porțiunea de drum dintre Boița și Cornetu. În urma discuțiilor, firma a pus la dispoziția primăriei o animație a proiectului de autostradă, urmând ca să realizeze proiectul într-un termen de 1 an și 6 luni. Firma care câștigă licitația, mă refer la licitația de la Boița, din județul Sibiu, până la Cornetu, în județul Vâlcea, este o firmă din Turcia, firma care a construit unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume, aeroportul din Istanbul, care au făcut și pasajul pe sub Bosfor, strada pe sub Bosfor, o firmă cu mare experiență, o firmă foarte serioasă, care au venit și s-au prezentat și au spus că au termen 1 an și 18 luni, deci 1 an și 6 luni să facă proiectul tehnic, iar după aceea se vor apuca efectiv de lucrare și au termen de execuția lucrării de, dacă mă înșel, 4 ani execuția lucrării. Zilele trecute am primit un filmuleț prezentat de felul cum va arăta acest tronson. Este un tronson foarte, foarte greu, chiar dacă nu este foarte lung, dar este foarte greu. Sunt peste, dacă nu mă înșel, 14 sau 16 viaducte. Sunt pasaje subterane, deci poduri, tunele, sunt 6, parcă tunele, pe dublu sens. Este un lucru formidabil pentru Râmnicul Vâlcea și pentru județul Vâlcea. Edilul Mircea Gutău așteaptă ca zilele următoare să fie desemnat și câștigătorul licitației pentru lucrările tronsonului, care va începe de la Tigveni către Curtea de Argeș. Acesta speră că va fi construit și drumul expres care leagă Râmnicul Vâlcea de Tigveni, drum care este foarte important pentru vâlceni. Cel mai greu va fi forța de muncă. Ei vin cu specialiști, vor încerca să angajeze foarte mulți muncitori din România, chiar și specialiști din România,
Asta a fost o primă condiție și de aceea ne-a cerut sprijinul ca să le spunem tuturor celor care doresc să se angajeze, pentru că este o ofertă concretă și mă bucur că cu această ocazie se creează foarte multe locuri de muncă. În cazul în care nu vor găsi forță de muncă și calificată și necalificată în România, bineînțeles că vor veni cu, ei trebuie să-și onoreze contractul, vor aduce muncitori din alte zone, din alte țări. Pentru firma din Turcia, cea mai mare provocare nu o reprezintă executarea propriu-zisă a lucrării, ci găsirea forței de muncă competentă și calificată. Primarul Râmnicului declară că a fost informat de către reprezentanții Cengiz Insat că aceștia vor încerca să construiască autostrada cu ajutorul forței de muncă din România. Începând din 1 aprilie, toate centrele de vaccinare din județul Vâlcea au fost închise. Casa de Asigurări de Sănătate a precizat că vaccinul împotriva COVID-19 se va efectua de acum la medicii de familie. În urma anunțului transmis de către Casa de Asigurări de Sănătate că începând cu 1 aprilie 2022, centrele de vaccinare amenajate pe teritoriul județului Vâlcea au fost închise, DSP Vâlcea, prin purtătorul de cuvânt medic Amelia Pițiga, face câteva precizări despre activitatea de vaccinare pentru imunizarea populației împotriva COVID. În primele luni, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea a efectuat lunar o situație privind eficiența centrelor de vaccinare. Din păcate, din ce în ce mai puține persoane au hotărât să se vaccineze și atunci aceste centre generau niște costuri foarte ridicate, motiv pentru care am închis în acest moment în județ nu se mai află deschis niciun centru de vaccinare împotriva COVID. Chiar dacă numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 este în scădere, în această perioadă se înregistrează un număr crescut de infecții cu viroze respiratorii. Avem un număr de 65 de medici de familie care continuă să vaccineze. 23 dintre aceștia se află în municipiul Râmnicu-Vâlcea, iar 42 se află în mediul rural. Numărul medicilor de familie va crește, care vor accepta să vaccineze și vom avea un număr cât mai mare dintre aceștia alături de noi. Pentru a verifica lista completă a medicilor de familie care în cabinetele medicale individuale vaccinează împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, puteți accesa site-ul CAS Vâlcea. În ceea ce privește infecția cu virusul SARS-CoV-2, se înregistrează o scădere. Totuși, sunt și persoane internate la ATI. Înregistrăm o incidență de 1,12 la nivelul județului, iar la nivelul municipiului Râmnicu-Vâlcea înregistrăm o incidență de 1,85. În ceea ce privește numărul de persoane internate la nivelul unităților sanitare din județul Vâlcea, avem 44 de persoane internate, dintre care 7 la ATI. Este foarte important să vă spun de ce sunt 7 la ATI. Sunt toate locurile ocupate în acest moment. Deci chiar dacă numărul de cazuri este în scădere de câteva luni, uitați că încă înregistrăm destul de multe persoane atât internate cât și internate în secția de anestezie și terapie intensivă, deci automat situația dumnealor de sănătate este mult mai gravă. Medicii specialiști recomandă purtarea măștii împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 pentru încă o perioadă de 2-3 luni, mai ales în spațiile închise, mijloace de transport în comun și locuri aglomerate. Recomandăm pentru cei care suferă de diferite afecțiuni asociate, da, cele cardiovasculare, neurogenale sau oncologice, să poarte în momentul în care se întâlnesc cu anumite persoane să poarte în continuare masca de protecție, iar pentru cei care prezintă simptome, să limite contactul cu astfel de persoane și să la fel să păstreze purtarea măștii pentru protejarea celor din jur. În aceste condiții, campania de vaccinare a fost preluată de către medicii de familie prin cabinetele medicale individuale. Vâlcea va desfășura, începând cu data de 8 aprilie, prin Direcția de Asistență Socială, activitatea de distribuire a ajutoarelor POAD, produse, alimente, la fostul liceu tehnologic Olchim din bulevardul Nicolae Vocescu, numărul 26. Începând cu data de 8 aprilie, se vor distribui ajutoare alimentare. Categoriile de persoane care beneficiază de acest sprijin sunt familiile și persoanele singure, cărora le este stabilit un venit minim, familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, persoanele sau familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezări informale.
Direcția de Protecție Socială din cadrul primăriei se ocupă cu distribuirea acestor ajutoare care vin din partea guvernului. Pentru municipiul Râmnic Vâlcea avem în jur de 900 și ceva, 960-970 de pachete. Această selecție se face pe baza unor anchete sociale pe care le face asistenta, departamentul de asistență socială. Eu am dat lucru care am putut să le spun este și am sfătuit pe cei la Direcția Protecției Sociale ca cei care n-au apucat data trecută la ajutoare să fie acum în prima parte, să fie în față, cum ar veni, pentru că niciodată aceste ajutoare nu ajung. Toată lumea vrea ajutoare. Ajutoarele sunt consistente, sunt în jur de 22 de kilograme, are un pachet cu ulei, zahăr, făină, tot ceea ce trebuie. Dar vreau să-i asigur pe cei care sunt beneficiari acestor ajutoare că aceste ajutoare se repartizează strict conform legii. Să nu mai se lasă influențați de unul sau altul că aceste ajutoare se dau pe ochi frumoși. Nici vorbă. Sunt criterii foarte clare pe care Direcția de Protecție Sociale le-a stabilit și în baza documentelor care se depun la dosarul respectiv, cei îndreptățiți vor primi aceste ajutoare. Pentru beneficiarii de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei, ale căror dosare complete sunt în evidențele DAS, distribuirea pachetelor cu ajutoare se va face în data de 8 aprilie, în intervalul orar 8:30-14, pe baza actului de identitate. Bună ziua! Știți că primăria oferă ajutoare oamenilor cu o situație mai grea? Da, am auzit, da. Primăria municipiului de aici, de la noi, la domnul Gutău. Da. Și ce părere aveți de acest lucru? Că sunt foarte mulți care nu au posibilități de... Da. Mai ales acum, după toate scumpirile, după tot ce se întâmplă. E foarte bine venit. Dacă ne-ar mai pune și nouă la pensii, și mai bine ar fi. Da. Ce să fac? Bine că le dă la astea cu pensii mici. Nu știam că la Vâlcea se oferă. Știam la nivel național că e problema asta. Dar pentru Vâlcea nu știam. Nu sunt la curent. Dacă așa este. Dacă așa este, un lucru bun pentru persoanele nevoiașe, mai ales cu explozia de prețuri și cu tot ceea ce este acum, e un lucru bun, dar numai să fie adevărat și să dureze. Da, am auzit la televizor în ultimul timp că vrea să-i ajute să scape de sărăcie, că într-adevăr la noi în țară e sărăcie. Și e un lucru foarte bun. Credeți că era necesar acest ajutor după tot ce este? Necesar acest ajutor și trebuia să fie mai consistent, pentru că ce să facă, e foarte puțin cât le-a dat, dar totuși e bine și cât le-a dat. Asta este. Trăim vremuri foarte grele și trebuie să sprijine guvernul cu ceva. Nu vedeți că s-au scumpit benzina, motorina, guvernul nu sare cu nimica. În alte țări, guvernul ajută oamenii, dar la noi nu interesează, iau de toate și de cei care sunt mai jos nu interesează nimica. Nu știam, dar e foarte bine ce face, foarte bine. Da, oferă ajutoare persoanelor cu o situație mai grea, cu... E foarte bine că sunt mulți oameni care sunt cu greutăți, da. Credeți că era necesar acest ajutor după tot ce se întâmplă acum, după toate scumpirile? Da, da, era și este în continuare. Înscrierea în listele suplimentare și programarea pentru ridicarea produselor se vor face începând cu data de 5 aprilie. Distribuirea ajutoarelor se va realiza până la epuizarea stocului alocat municipiului Râmnicu-Vâlcea, respectiv de 950 de pachete. Doamnelor și domnilor, aici ne oprim cu știrile. Rămâneți cu Antena 3 Vâlcea, urmează analiza zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la ora 7 fix. O zi cât mai bună tuturor!